Prieteni, nu uitați să vă abonați și să dați click pe clopoțel și un like pentru un nou video. Fiecare adolescent este așa. Se pare că a venit timpul să fac curățenie sau... Mai târziu o să fac. Motan Shou nu vă face niciodată curățenie în cameră. Fiecare adolescent este așa. Ce este nou pe TikTok? Wow, eu tot aș vrea să fac așa un video. Stai, am și încerc. Așa, și încerc. Aici Motan Show a rămas fără ochi. Fiecare adolescent este așa. Ei, fiule, pe când eu nu voi fi acasă, tu trebuie să faci curățenie, să faci mâncare, să mergi la vecină acolo să-i ajuți ceva, să mergi la magazin, să zbori pe lună. Și când eu voi veni la ora 17:00 acasă, să fie totul făcut. Bine, mamă. Încearcă doar să nu faci animalul ceva. Rămâi fără calculator pe o lună de zile, chiar și pe o an. Pa, pa! După ceva timp... Fac, trebuie să fac ceea ce mi-a spus mama. Hai, eu o să reușesc mai târziu. După ceva mai mult timp... Fac, trebuie să fac ceea ce mi-a spus mama. Sau totuși o să fac un pic mai târziu. După ceva... Mult mai mult timp. Stop! Trebuie încă să fac ceea ce mi-a spus mama. Stai, dar câte ora? Surprise, motherfucker! Fiule, am venit cu 10 minute mai devreme. Sper că ai reușit totul să faci, da? A venit sfârșitul vieții. Fiecare adolescent este așa. Deci, mâine este o zi importantă și din cauza aceasta trebuie să mă bag la culcare mai devreme și trebuie să-mi pun alarma la ora 7. Sau știind pe mine, nu trebuie alarmă, dar alarmele! Deja e ora 10. Oh my god, trebuie să mă bag la culcare. Deci, merg să-mi curăț dinții și mă bag la culcare. Gata, mă bag la culcare. Stai, ce video ăsta? 10.000 de calorii timp de 10 minute? Nice! După ce am stat pe YouTube... Stai, dar câte ore acum? Fuck! Ora 2 de noapte? Oh my god, what the fuck, ce să fac eu? Motan Shou așa și nu a reușit să trezească dimineața. Păcat. Fiecare adolescent este așa. 10.000 de like-uri, partea a doua. Miau.